Un tânăr din Cacica va alerga fără oprire 181 de kilometri din Rădăuț până la Iași. Scopul este unul caritabil, acela de a aduna bani pentru copii abandonați, pentru mamele tinere abandonate, precum și pentru copiii săraci fără casă, care în prezent locuiesc în complexul Valea Plopului din județul Prahova. Ioan Alexandru Strugariu are 29 de ani, a participat până acum la numeroase maratoane și ultramaratoane, unde a obținut rezultate deosebite. În momentul de față este la prima experiență a unui maraton pe o distanță atât de mare, după cum el însuși a afirmat. Acest maraton este organizat de Asociația Provita și Apă cu Duh, iar plecarea din Rădăuț a avut loc joi, 12 martie 2015, ora 12, sosirea la Iași fiind preconizată pentru ziua de vineri, 13 martie. Le propun celor care doresc să ajute să participe la acest maraton și să doneze câte 10 lei pentru fiecare kilometru parcurs, a declarat Ioan Strugariu. Alexandru, ce anume te-a determinat să recurgi la acest gest? Bună ziua, în primul rând. Este vorba despre cauza celor 350 de copii. Cauza a fost mai importantă decât evenimentul sportiv în sine, dar și dorința mea de a-mi depăși propriile limite, pentru că, așa cum am mai afirmat și în trecut, limitele sunt cele care ne închistează într-un spațiu, iar dincolo de limită este un vag și ne redescoperim pe noi înșine. Descoperim sentimente noi, descoperim o plăcere nouă și ne redefinim ca persoane. Crezi că mai sunt tineri care, după ce vor vedea maratonul tău, îți vor urma exemplul? Eu sper acest lucru, dar nu neapărat exemplu să ai o distanță foarte mare. Este destul de dificil să o duci până la capăt, cât exemplu de a face sport și de a dori în permanență să fie persoane mai bune și să facă lucruri bune pentru cei din jurul lor și pentru comunitate. La ce distanță visezi să ajungi? Eu mi-am propus 181 de kilometri, aceasta este limita mea, este lupta mea mentală cu mine însumi, dar sper că atunci când voi ajunge la Iași să mă simt capabil să depășesc distanța de 181 de kilometri. Spune-ne un mesaj pentru cei care îți vor urma parcursul. Le mulțumesc foarte frumos pentru că au venit pe această vreme, cu toate că o vreme pentru un alergător niciodată nu este un impediment. Și în același timp contează foarte mult pentru mine să am oameni alături, mă stimulează, mă motivează, pentru că alergarea în sine e o plăcere doar pentru 80 de kilometri. După 80 de kilometri devine o durere, iar dacă nu ai oameni lângă tine care să fie alături de tine, s-ar putea să cedezi. Iar prin intermediul lor, că sunt aici și persoanele care vor mai fi pe traseu, mă va determina să-l duc până la capăt. Un mesaj pentru cauza care o susții? Un mesaj pentru cauză, să zic așa, noi sper că prin intermediul binevoitorilor care au existat până acum să reușim să strângem cât mai multe donații. Am strâns deja o parte din bănuți, este vorba despre suma de 5.000 de lei și să-i ajute cu ceva concret. Să reușească ca prin intermediul nostru și prin intermediul altor activități sportive care se vor desfășura pe viitor pentru această cauză, să reușească să construiască acel centru social pentru cei 350 de copii de acolo. Noi îți dorim mult succes și multă putere, pentru că ai nevoie, mai ales pe așa o vreme, și sperăm că vor fi și alte persoane care îți vor urma exemplul. Vă mulțumesc frumos! O zi bună, Doamne ajută! De aproximativ 3 ani de zile, de când a început să alerge pe distanțe din ce în ce mai lungi, maratonistul, prin dorința sa de a se autodepăși, și-a dedicat fiecare victorie unei cauze nobile, dorința unei schimbări în bine a mentalității celor din jurul său. Am început să alerg pe distanțe din ce în ce mai lungi pentru cauze cu adevărat importante. Distanța de 181 de kilometri este una foarte mare, însă eu alerg doar cu gândul să ajung la capăt, cauza fiind importantă în fiecare dintre semimaratoanele, maratoanele și ultramaratoanele la care am participat, a declarat Ioan Strugariu. Tânărul de 29 de ani este proprietarul unei pensiuni din Cacica și este cunoscut ca maratonistul care a participat și la alte acte de caritate, fie că e vorba de plantarea de copaci ori de strângerea de bani pentru copiii de la marginea societății. Câți kilometri v-ați propus să fiți alături de Alexandru? Astăzi, din păcate, doar 15, pentru că mâine seară eu plec către un alt concurs la Alba Iulia, un semi-maraton. Și fiind atât de aproape cele două competiții, de fapt competiția și ultramaratonul lui Alex, am zis să însoțesc doar pe o bucată mai mică, atât cât pot. Credeți că vremea capricioasă de astăzi va fi un impediment? Nu, pentru cei care au în sânge acest sport, alergatul, niciodată vremea nu o să fie un impediment. Se alergă pe orice vreme. Un alergător în pătimii va spune că asta este o vreme ideală pentru alergare. Pe viitor veți mai fi dispus să participați la astfel de maratoane? Oricând
mai ales că aici în zonă avem organizat un grup, deocamdată doar pe Facebook, iubitorii de alergare din Rădăuți, se numește Rănăuți. Suntem un grup care cuprinde de la tineri de 17 ani până la cel mai în vârstă membru, are 52 de ani, și facem, organizăm pe cât posibil alergarea aici în zonă. Cu ce gânduri vă așezați la start? Gânduri. Ce pot să zic? Doar că îl admir foarte mult pentru perseverență și pentru ideea pe care o are Alex. Îi urez să aibă picioare tari și putere mentală, că asta contează cel mai mult la ceea ce vrea el să îndeplinească. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc? Mesaj. Ieșiți la mișcare, oricând, pe orice vreme, pentru că asta este ceea ce ne definește. Nu plimbatul cu mașina, nu statul în cluburi. Mișcarea ne eliberează, ne face mai buni, mai tineri și mai puternici. Mi-am propus vreo 10-15 km, depinde de antrenament, pentru că mâine o să merg tot cu colegul care a dat interviu adineori la Alba Iulia. Voi alerga acolo un 10.000 și pentru asta nu pot să alerga foarte mult. Și am venit aici ca să-l ajut pe Alex. Totodată o să-l încurajez și îs foarte mulțumit că vrea să alerge 181 de km, sper să-i termine. Vremea nu este așa, nu sunt foarte multe obstacole și poate să îi termine ușor, deci având în vedere că sunt foarte mulți care îl încurajează, sper să fie tot ok și... Ce mesaj ai pentru Alexandru? Sunt foarte mândru că vrea să alerge 181 de kilometri. Aș vrea să-l susțin toată această alergare, dar nu pot, nu-mi permit. Și... Da. Crezi că va face față cu brio acestei provocări? Da. Este un... Normal că va face... Și... Păi, în primul rând, sunt un prieten bun de-a lui. El m-a introdus în lumea alergării. Și dorința de a mă autodepăși, de a mai atinge limitele. Câți kilometri crezi că vei reuși să parcurgi? Eu mi-am propus 84 de kilometri și sunt încrezător că îi voi parcurge. Ești mulțumit cu ideea pentru că acești bani care se vor face prin intermediul donărilor vor ajunge la cei care au nevoie? Negreșit. Eu știu despre ce e vorba acolo. Părintele Tănase are grijă de câțiva copii care n-au avut norocul ca noi să fim într-o familie cât de cât înstărită și m-am bucat. Un mesaj către cei care totuși au bani și ar putea să-i ajute pe cei nevoiași. Puteți să-i ajutați pe copiii aceia pentru că chiar au nevoie de ajutor. Ei n-au avut norocul să se nască cum ne-am născut noi într-o familie cât de cât înstărită. Lui Ioan Alexandru Strugariu i-a fost recunoscut efortul constant în activitatea umanitară, drept pentru care a primit diploma de excelență oferită de primăria municipiului Rădăuți în cadrul galei olimpicilor care a avut loc pe data de 5 martie la Casa de Cultură.